Deci, proiectul de hotărâre la numărul 1, constată starea de necesitate. Nu mai citesc preambulul. Deci, articolul 1, constată starea de necesitate în care se află familia numită Flora, Aneșa, Ioana, ca urmare a situației deosebite din punct de vedere financiar și propune primarul orașului Blaj acordarea unui ajutor de urgență pentru acoperirea distanțelor registrate la plapele de fie electrice. 2. Conducerea la terminul și prezentarea de servicii pe apele și pe fecit, prezentă o dată voastră. Deci avem nota de fundamentale, avem referatul. Ancheta socială. Vreau doar să vă spun că noi am știut că e vorba despre aproximativ 350 de lei la curent și mama ei a venit cu un aviz de debranșare de... A, 100 de lei sau câte mă? 100. Eu cred că... Mulțumesc! Cred că trebuie plătită și factura și cei de aviz, nu? Trebuie plătită factura și atunci avizul nu se mai plătește. Dar dacă plătim și de branșare, trebuie să plătim retra. Nu, 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 da. Trebuie să dea bani în seara de branșare. Eu am pus și avizul ăla. Am înțeles. Să înțeleg, avizul comis nu știu nimic, deci am plătit de acolo. Suntem de acord cu... Da, da, da. Cine este mesul? Aici am eu amendamentul. Ar trebui să... acolo este o situație, într-adevăr, deosebită. Foarte bine că nu-i dăm bani, că îi plătim asta. Dar eu zic că am putea, domnul primar, dacă se poate, nu mă măsură. Însă ea trei copilași care, la așa martăți, când le zice, dăm un corp pe stradă, fă ceva, rabă și nu știu ce. N-am putea să aprobăm noi în Consiliu sau așa, domnule, să meargă să mânce tăstrii. A, de numai copiilor? Exact. Copiilor! Copiii se lua de bună să ajungă. Eu am fetiță la grădiniță, era bărba întâia sau a doua și o fetiță de 11 ani. Aia pe care o dă purtat aici, a bărba. Era bărba la școală și două fete cărnuțe. Și ei acum copiii stau la bunica lor, la tanti Bencoviciu, aici în centru. Părerea mea este că mai bine ajutăm așa. Mai bine ajutăm așa. Să mânci o masă acolo și... Două săptămâni când era vremea aia, odată să ploua și ăsta trăja de gheata afară pe acolo și cu telefonia la orele. Domnul ministru, domnul nu știu ce. Pe cap. Filmat. Filmezi. Era făcut în față pe ăsta. Bun, deci... Măi, boală țin, e grav, dar copiii ăștia nu se vină încă o mâncare acolo. Fără probleme, știu eu mai bun. Bun, s-a rezolvat. Trecem la punctul 3. A spus și asta la vot, nu? Cu tot. S-a trecut. Da. Deci trecem numărul 3. Așa e tipul să facem în repede. La proiectul articolul 1. Personalizarea proiectului de interes comun sistem integrat în regiune, da? Ăsta e. Al deșeului. Cu salubrist. Da, ăsta e. Deci la articolul 1. Deci personalizarea proiectului de interes comun sistem integrat în regiune al deșeului locului de județ. Am avut acolo încheierea unui contract de asociere în presa administrativă teritorială oraș Blana, din Consiliul Local Blana cu Consiliul Județean Alba și Unitatea Administrativă Teritorială din Județul Alba, potrivit anexiunii parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă asocierea Unitatea Administrativă Teritorială Oraș Blana din Consiliul Local Blana cu Consiliul Județean Alba și Municipiul Oraș și Comune din Județul Alba pentru înființarea asociației de dezvoltare intercomunitară sau lucruri sau la persoană juridică de drept privat și de utilitate publică. Articolul 3. Se aprobă actul constitutiv și statutul asociației de dezvoltare intercomunitară Salului Salu, atunci în anexele 2 și 3, sunt integrate astfel de hotărâri. Articolul 4.1. Se stabilește sediul asociației de dezvoltare intercomunitară Salului Salu, la județul Alba, municipiul Alba Iulia, piața Ince Plăteanu, numărul 1, cu 5.119,
partea a doua din articolul 4, se aprobă participarea unității administrative din Dunărea, Vlașul Brana, prin Consiliul Local Brana.